Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog pe acest canal. Astăzi, cu decorațiuni de Crăciun aici, cum, după cum ați văzut în titlu, vom reacționa la short horror film de Crăciun. Prima dată am început să fac un videoclip de cu funny moments și dacă zici prost, dar m-am hotărât să nu mai fac pentru că videoclipurile erau de proastă calitate și nu se vedea absolut deloc bine, așa că hai să trecem din la short horror film. Ok, avem aici un short horror film de Crăciun, se numește Santa, short horror film de Alexander the Titan, habar n-am. În fine, haideți să-l vizionăm, comentăm, ne speriem și hai să începem. Daddy. Screaming grandpa and God bless mommy and daddy and also God bless Santa so they may find our house and bring us lots of presents. Cred că foarte mulți dintre voi știți engleză și nu o să mai trească să pun eu subtitrările pe ecran, așa că hai să-i dăm drumul de fapt, că deja vă țin de foarte mult timp și hai. We've been good all year long, God. Well, except oh my that God, și fix acum n-arată. Stați puțin ca să dispare. Deci, stați puțin ca să dăm din urmă. Așa, acum, and God bless screaming grandpa, and God bless mommy and daddy, and also God bless Santa so they may find our house and bring us lots of presents. We've been good all year long, God. Well, except that incident at assembly last week, but that was Tommy's idea, God, oh not my mine. So please don't punish me. Thank you. Amen. Avem aici un copil, hey, mama lui la el, deci, yeah, bine, are mama. Now get some sleep. Remember, Santa knows when you're awake. Sper că voi vedeți bine acolo, da? He's too busy delivering presents all around the world. Santa doesn't share his secrets. You have your monster killer? Yes, mom, I have my monster killer. Good. All right. Can you leave the door open? Just a little, please. Of course. A întrebat că poate să-i lasă ușa deschisă puțin. E frică. Nu știu cât n-a filmat, dar hai să continuăm. A zis că să-i lase puțin ușa deschisă și a închis-o puțin. Cred că asta a pierdut. Și acum a început să cânte cineva și a întrebat care a chestii mama lui și a să-l pus la culcare. Vai de capul ăștia zilele mele. Să văd așa ceva, nu mai mă băgam în pătură nici dacă îmi plăteai. Faza că o să aveți o muzicuță de Crăciun pe fundal și nu știu cum dacă... Oh, hey, relax, buddy. Is everything okay? Oh my God, nu mai e Moș Crăciunul horror. On the staircase. De tatălui sau habar n-am. Hey, it's alright, little man. Your mom's in the kitchen cleaning up that mess you guys made. Baking those cookies for Santa Claus. Everything okay? I heard you scream. Aia nu e mama lui. Aia nu e mama lui. Vă zic eu că nu este mama lui. O să pornesc din nou filmarea acum în 2 secunde să opresc. Ok, o să mă cer foarte mult cu memoria de la Samsung pentru că m-a lăsat. O să trebuie să-mi cumpăr mai mulți gigabytes, dar haideți să continuăm. Sper că ați înțeles ceva din acest vlog, dar hai. Dispar-mă o dată de pe ecran. We love you, honey. Nu e mama lui. Deci vă zic că nu e mama lui. Deci pe mama lui a făcut-o acum, a transformat-o. Habar. Păria. Deci nu e mama lui. Uneori stau și mă gândesc eu așa cum ar fi să mi se întâmple. Mom?
Uite, ați văzut? Deci am dat eu ecranul și nu s-a văzut că a tras pe mama lui, pentru că am dat mai tare puțin pentru că să... Uitați, vedeți? Deci v-am zis, aia e mama lui transformată. Adică nu e mama lui, e cineva transformat, deci... Acum ești tatăl. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. Așa, a făcut o alegere mai bună că s-a ascuns în dulap decât sub pătură. Doamne, ce gheară! Hai că-ți punem pare că ori apare moșul în față, ori o să îl strige masa până jos. Oh, frici de zilele mele. Nu mai dorm la noapte. Good morning, Tyler. Deci puteam să-și jur că se trezește dimineața. We thought you were going to sleep all day. Your father's ready to open presents. Aia iar nu este maică. Come on downstairs, sleepyhead. Deci aia chiar nu. Deci te trezești cu maică ta în colțul camerei care... Ce faci, dragă? Ai dormit toată ziua. Whoa! There he is! Merry Christmas, little man. You got me a football? I'm going to take you to the field, show you throw like your old man. All right. Hey. Let's wait for your mom, all right? We'll start with these little ones over here. Ce normal pare tot acum. Merry Christmas. Oh, thank you. He sees you when you're sleeping. Aoleu. Vai de capul. He knows when you're awake. Vai. De sări inima din piept. De ceai, că ne mai uităm la unul. Stai, că am vrut să vă arăt aceste imagini. Doamne. Am găsit un film întreg, dar nu o să ne uităm la el. O să ne uităm la Merry Christmas, care are 2 minute, pentru că și-o mai am doar 6 minute de filmat, pentru că atâta mai îmi permite telefonul. Reclamă, opresc și revin când... Sunteți pregătiți, deci mă uit dacă voi vedeți pe cameră și nu se vede altcumva așa. Iar apare moșul prin nefracție. Nu-i bine. Really, Diego? Someone's jumpy. Found my Santa stuff when I was done packing. I noticed. You're bringing down the tree? Before Christmas? Mm-hmm. You know that's a bad omen. We're not even gonna be here, and I don't want to deal with it when we get back from our trip, so... I'll keep my chances. You've been warned. Okay. Anyways, I'm gonna go to the store. Do you want anything? Ginger snaps? You got it. Thank you. De ce poți la dinți, băiatul ăla? Nu, cu serios. Trimite spiritul mesaje. Bradu. Deci am spus să n-adune Bradu de acum, că ea nu mă ascultă. Dar hai, nu spune că prinde Bradu picioare acum și începe să o ataci și prin casă. I'm back. They didn't have any ginger snaps. Christina? Are you here? No, Christina, I'm not here.
I thought we weren't doing presents this year. Pentru Diego. Hai, Diego, desfăcat-o, te rog. Ok, mi-a promis că mă ține 6 minute și s-a închis mai devreme. Și nu știu ce ați pierdut. Dar ăsta a venit și a deschis cadou pentru el, pentru că a tras obradul. Și acum e fața ei acolo și acum îl trage și pe el. Și acum e și el cadou. Da. A fost cam scurt și cam prost filmat și chestii. Dar dacă voi apăsați pe butonul de like, cumpăr și o cameră bună și ne iasă totul perfect, așa că noi ne auzim cu următor episod din seria asta, așa că noi ne auzim data viitoare. Crăciun fericit!